Nu degeaba România este numită tărâmul lui Dracula. Pământurile noastre ascund mistere, povești înfiorătoare despre spirite care nu își găsesc odihna și se spune că există locuri rele în sine. Așa că, în continuare, te invit să urmărești un top 5 ale celor mai bântuite locuri din România. Este o clădire istorică situată în centrul Bucureștiului. Acesta a fost dat în folosință Academiei de Teatru și Film imediat după Revoluție, în 1990. La un moment dat, o studentă din Republica Moldova s-a prăbușit în puțul liftului, dar aceasta nu a murit pe loc. Martorii afirmă faptul că au auzit strigătele tinerei fete pline de agonie în decurs de câteva ore, până ce fata așa da duhul. Totuși, pasionații de paranormal care vizitează hotelul susțin că fantoma tinerei încă se află în interiorul hotelului, iar uneori țipetele sale puternice se pot auzi venind din puțul liftului. Una dintre pădurile considerate bântuite din țara noastră, pădurea Trivale din Pitești, este locul mai multor povești de groază. Cele mai cunoscute dintre ele au în prim plan fantomele unor tinere mirese. Prima poveste are la bază o mireasă care ar fi fost decapitată de propriul tată, iar casa din pădure rămasă în urma familiei ar fi fost bântuită. De asemenea, casa a fost utilizată de grupuri sataniste care se întâlneau acolo, până când casa a fost demolată. Dacă ai fi crezut că pe lângă lăcașurile de cult, spiritele rele nu își fac apariția, locuitorii din preajma mănăstirii Chiajna susțin că la ei în localitate, casa Domnului este bântuită de fantome. De fiecare dată când se aud clopotele, credincioșii își fac cruce și se roagă la Dumnezeu să îi păzească, deoarece mănăstirea niciodată nu a avut clopot și nu se știe nici acum de unde se aud zgomotele ciudate. Încă din anii 40, locuitorii din zonă vorbesc despre fantoma unei mirese care bântuie prin pădurea Radovan, probabil cel mai straniu loc din Oltenia. Conform legendei, o tânără venită din Moldova pentru a scăpa de sărăcie ajunge în Radovan, unde avea să fie abuzată de un bogat al satului. Rușinată și cu ideea că este însărcinată în urma violului, aceasta decide să își ia viața în pădurea de lângă sat. Șoseaua ce trece prin mijlocul pădurii este cunoscută pentru numeroasele accidente, puse de multe ori chiar pe seama fantomei îmbrăcate în mireasă. Fiind în mod sigur cel mai bântuit și mai straniu loc din România, pădurea Hoia Baciu din județul Cluj ascunde numeroase mistere care nu au fost încă elucidate. În primul rând, întreaga natură se pliază perfect pe atmosfera de straniu. Copacii cresc noduroși, au forme ciudate și există o poiană rotundă perfectă. Martorii au semnalat apariții OZN, lumini și prezențe spectrale ciudate. Mulți susțin că prezintă stări de rău, amețeală sau leșin la intrarea sau ieșirea din pădure și în același timp se simt priviți, urmăriți de o prezență pe care nu o pot explica. Mulțumesc pentru vizionare! Pe data viitoare!